Așa cum am prezentat și zilele trecute, șoferii parchează mașinile pe unde apucă, indiferent dacă este legal sau nu. Însă parcările sunt făcute și în zone interzise, culmea că sunt și semnalizate prin indicatoare, dar acest lucru nu este respectat de niciun fel de conducătorii auto. Unul dintre exemple și cel mai întâlnit este pe strada Lecamorariu, unde parcările interzise sunt semnalizate prin indicatoare. Zilnic, în aceste locuri, găsești mașini parcate care nu numai că încalcă legea, dar și blochează traficul, fiind produse și tamponări în zona menționată. Polițiștii locali au sesizat aceste ilegalități și au acționat cu avertismente pentru șoferii neatenți. O să urmărim în continuare această locație, dar și alte astfel de locuri semnalizate cu indicatoare, pentru a vedea dacă se respectă legea. Polițiști din cadrul Serviciului Circulației pe drumurile publice a poliției locale depistează și sancționează conducătorii auto care opresc și sau staționează neregulamentar în zonele interzise. Unde sunt indicatoare care reglementează oprirea, staționarea în zona intersecțiilor, zona marcajelor continue de pe carosabil. Cum procedăm? Echipajul auto sau polițistul, de exemplu în zona intersecției Areni, avem un punct fix unde stă un polițist de la circulație în zonă, care se deplasează și pe legătura Lecamurariu cu strada Universității, unde sunt blocaje în zona Mihai Viteazu, zona policlinice și acolo sub stadion, la primărie. Dacă conducătorul auto este găsit la autovehicul, agentul constatator ia măsuri. Poate fi avertizat verbal, avertizat în scris sau amendă, în funcție de cum consideră agentul constatator că a încurcat sau nu traficul rutier, staționarea sau oprirea. În celelalte zone, în cazurile în care conducătorul auto nu este găsit la autovehicul, se afișează pe parbrizul autovehicului o atenționare, invitație, prin care conducătorul auto este invitat la sediul poliției locale pentru a fi luate măsurile legale. În caz de neprezentare, mai recent este decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care spune că nu mai avem voie să facem identificarea conducătorului auto potrivit OUG 195. În cazul ăsta, noi facem invitația pe baza legii 61, după care stabilim cine a condus autovehicul.